românească. Ritul străvechi și sfânt. Zi de supremă fericire în viața doi tineri ce își unesc destinele și pornesc pe drumul de familie. Aceștia sunt înconjurați de rude, prieteni și toți cei dragi. Ritul nupțial începe cu bărbieritul mirelui. Flăcăii satului, prieteni ai mirelui, îl bărbieresc și îl pregătesc de marele eveniment. Așa a fost cândva. În zilele noastre însă, acest obicei s-a transformat mai mult într-un moment de pregătire și îmbrăcare al mirelui, ajutat de către vorniceii acestuia. Operatorii video și fotografii îl îndrumă și îi spun care ar fi trebuit să fie următoarea mișcare. Ia să văd ce fac eu la copil. Ia, așa. Ia. Da, pixează-l tu, uite așa, dacă să nu-l am. Apoi, într-un final, mirele este pregătit de a porni la casa nașului în cazul că acesta există. Văzând faptul că puțin miri în ziua de astăzi, mă simt necesitatea unui naș în viața de familie. Ajuns la casa nașilor, cu olai și lăutari, cu toți așteaptă startul de la operatorul video, după care lăutarii încep să cânte, cu toții se salută, nașul spune o urare, după care cu toții merg la casa miresei. Bun, ne bucurăm foarte mult că suntem martori la așa eveniment important în viața fiilor noștri. Nu sunt primii fii, avem alea de experiență, așa că cred că să facem, să încercăm să facem o zi din neuitare. La casa miresei, până la sosirea mirelui cu toată oastea sa, în una din odăi, câteva druști împodobesc mireasa. Poți să-i deschiei vreo doi? Da, poți să iei vreo doi și să pretenzi cum închise. Pe vremuri, pentru acest ritual, druștele interpretau cântecul tradițional Taci, mireasă, nu mai plânge. Astăzi însă, mireasa împreună cu druștele se distrează, servesc șampanie, împodobesc mireasa și toate astea dirijate de către operatorul video. Acum nu văd asta, camera și văd acel La venirea mirelui, uneori se mai întâmplă ca acesta, după tradiția veche, trebuie să răscumpere mireasa. Dar nu numai cu bani, dar și cu diverse concursuri. Hai o poezie! Hai o poezie! Nu o poezie, aici noi suntem de alu mare. Sunt poezie ca atât de mie, ești în variant. Da? Dar am șapte pe bani. Dar nu dăm pe bani! A fost odată ca un poezie, nu ne-am văzut niciodată. Din rude mari în Părătești, o prea frumoasă fată. Și era a treia la părinți și mândră în toate cele. După care împreună cu tot alaiul pornesc spre sala de nunți, unde va avea loc ceremonia propriu-zisă. Acolo ei ajung cu ajutorul unei limuzine de lux. Timp în care fac chef, chiuie, dansează, servesc băuturi și toate astea, evident, la comanda operatorului.
Ajungi la sală, începe adunarea. Sau cum se spune în ziua de astăzi, întâmpinatul, unde fiecare oaspete poftit are prilejul de a se saluta cu mirii. Sălile sunt dintre cele mai de lux, care cu siguranță ar trebui să reprezinte bogăția. Sau curtea de la Casa Mirelui, în care se sărbătoreau nunțile în trecut. Prezentatorii iscusiți, uneori fiind doi la număr, invită toată lumea la masă de sărbătoare. Uneori chiar și cu prezența unui prezentator, haosul este ca la el acasă. Nu lipsesc nici dansatorii. Ei sunt cei care sunt plătiți pentru a face cheful. Portul lor, cu siguranță, nu se aseamănă cu cel din trecut. La fel ca și dansul, de fapt. Tot cu ajutorul dansatorilor începe și spălatul mâinilor la nănaș, care se face după îndemnul prezentatorului, doar că acesta nu prea cunoaște despre originile acestui obicei. Astfel preferă să îndruge ceva după propriul plac. În țara noastră, de moș strămoși, se respectă această tradiție, căci nașii sunt părinții spirituali ai tinerilor și de aceea merită toate onorurile și toate plecăciunile noastre. După urarea nașilor, precum și a întregilor oaspeți, după înmânarea darurilor, cu toții își fac apariția din nou în platoul de dans, unde cheful și nebunia sunt prezente în fiecare mișcare. Белое платье, белые туфли, красный пояс Натали. Hora nu mai e horă, cântatul nu mai e cântat, iar lăutarii încearcă să țină pasul cu publicul. Un obicei modern este aruncarea buchetului miresei. Acesta se face spre finalul nunții. Se zice că cea care îl va prinde va fi următoarea mireasă. La fel e cu mirele și flăcăii, doar că el aruncă uneori cravata, uneori papionul sau improvizează ceva pe moment. Despodobitul miresei nu mai e ca în trecut. Acesta a ajuns un moment de mare fală a darurilor expuse din partea socrilor, a nașilor și a invitaților în fața tuturor celor prezenți. Spre final, mirii cu mâinile împreunate taie prima felie din așa numitul tortul de nuntă. Aceștia se îndulcesc din acest tort, după care nunta ar fi luat sfârșit. Doar dacă nu ar fi rămas cu toții în platoul de dans, unde cheful continuă până dimineață. Evident, cu telefoanele în mână, distribuind această petrecere în întreaga lume. Cu mare regret,
este demonstrat faptul că nunțile din ziua de azi nu mai sunt cele de altă dată.